Bine ați revenit din pauza de cafea. Sper că împrospătați pentru următoarea sesiune. Haideți să ne reașezăm cât se poate de repede, pentru că timpul este prețios și vrem să putem profita cât mai mult din sesiunile pe care încă le avem programate. Aș vrea să ne pregătim și să ascultăm în continuare prezentarea unei alte promoții, promoția anilor 80-84. Reprezentant al promoției este fratele Nelu Gurău și îl invităm să prezinte colegii și ceea ce Dumnezeu a lucrat în promoția aceasta semnificativ. Și apoi, după aceasta, fratele Simeon Bumbar, profesor la institut și președintele comunității regionale a Maramureșului și Sătmarului, va aduce mesajul. Să ne mobilizăm și haideți să ascultăm cu toată atenția. Fratele Nelu. Ne aflăm aici cu bucuria Domnului în inimă și cei care am trecut prin școala aceasta cu o emoție inevitabilă, pentru că aniversarea aceasta frumoasă, cuvenită, care să aducă slavă Domnului, trezește amintiri prețioase, nostalgii în inima noastră, dar vrem pentru toate să slăvim pe Domnul și să recunoaștem că Lui datorăm tot ceea ce avem, tot ceea ce suntem, și lucrarea pe care El, în chip minunat, o desfășoară prin întregul sistem de învățământ teologic din cadrul cultului penticostal din România. În promoția noastră, 1980-1984, am fost 5 studenți. Iar astăzi, prin îndurarea lui Dumnezeu, suntem aici în proporție de 20%. Colegii mei, cu care am împărtășit acești 4 ani cu experiențe deosebite, dar cu câștigul deosebit de a învăța lucruri noi, de a aprofunda cuvântul lui Dumnezeu. Colegii mei au fost, deci, Belțic Leon, de la Suceava, Ceusă Ioan, de pe Valea Jiului, care a venit la școală aici, subsemnatul, Micurescu Eugen, de la Arad, și fratele Romi Mocan. Din anumite motive, cei mai mulți nu sunt astăzi aici, dar pentru aceasta mie îmi rămân acele amintiri deosebite pe care le-am avut cu ei și cu Domnul în timpul acelor 4 ani. Bucuria și mulțumirea mea și a noastră înaintea Domnului este că după absolvirea seminarului teologic în 1984, toți colegii mei au fost implicați în lucrarea lui Dumnezeu, toți am fost implicați. Belțic Leon, păstorind câteva biserici în județul Suceava și slujind mai mulți ani ca secretar al comunității regionale penticostale Suceava. Fratele Ceuță a slujit o vreme în județele Galați și Brăila ca păstor al bisericilor din zona aceea. Eu am slujit un număr de ani în județul Covasna, un număr de biserici mici din acest județ și apoi din 1988 până în prezent am slujit în Biserica Penticostală din Brașov și în cadrul comunității regionale din Brașov. Fratele Micurescu Eugen, de asemenea, a slujit în cadrul mai multor biserici în județul Arad și a fost ani de zile secretar sau vice președinte al comunității regionale Arad. Fratele Romi Mocanu s-a întors la Dej, de unde a venit la școală, a slujit bisericii din Dej și slujește în continuare ca păstor bisericilor din zonă și de ani mulți în conducerea centrală a cultului din România. Sigur, sunt foarte multe amintiri din timpul școlii. Eu aș vrea să mă limitez doar la prezentarea colegilor mei și la mulțumirea pe care o am înaintea Domnului în numele lor, că Domnul ne-a chemat, că Domnul ne-a instruit, că ne-a trimis și încă continuă să ne folosească pentru slava Sa. Îndemn pe studenți în special să-și pună nădejdea în Domnul,
să se încredințeze de chemarea lor din partea lui Dumnezeu și fără rezerve să se pună la dispoziția Domnului, pentru că doar timpul va arăta tot ce are Domnul în vedere cu privire la ei. Amin. Iubiți frați și surori, stimați colegi, mă bucur că în această zi să fiu împreună cu dumneavoastră la acest moment aniversar. Mă bucur că am putut studia și eu la această școală, mă simt parte din ea și cred că fiecare dintre noi în aceste zile își poate aduce aminte cu multă plăcere de lucruri frumoase pe care le-am petrecut timp de 4 ani, cunoscându-ne, iar acum când ne întâlnim, nu numai cu ocazia aceasta, povestim, vorbim unul cu celălalt, împărtășim experiențele noastre și altor generații. Astăzi stăm aici, e o piatră de hotar. Putem să spunem și noi că altă dată omului Dumnezeu, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Dorim în continuare ca Dumnezeu să vegheze asupra acestei școli, asupra profesorilor, asupra celor care sunt implicați în această lucrare atât de importantă, o lucrare măreață, o lucrare care dorim și nădăjduim că se va dezvolta și va aduce mult bine Bisericii Pentecostale din România. Când fratele rector, fratele Nelu Brie, îmi spunea să pregătesc un mesaj, el îmi cerea să vorbesc ceva și despre impactul pe care l-a avut școala asupra bisericii. Seminarul, institutul, pregătirea aceasta de care au avut parte foarte mulți oameni, peste 800, cei mai mulți din cei care vă găsiți aici ați trecut pe băncile acestei școli, ați avut contacte cu ea. Eu cred că impactul a fost unul bun. Eu cred că mulți dintre slujitorii care s-au pregătit, și asta o putem vedea pe teren, atât în țară cât și în străinătate, au adus cinste. Lucrarea s-a dezvoltat și astăzi noi putem să ne bucurăm de numărul mare de biserici pentecostale, de slujitori pregătiți. Dacă altădată ne uitam la anumiți predicatori din alte grupări religioase, le studiam predicile, le ascultam predicile, le citeam. Astăzi ne bucurăm că avem predicatori, oameni de care Dumnezeu s-a folosit. Și dorim în continuare ca impactul slujitorilor pregătiți la ITP să fie bun, să fie mare. Pentru că impact înseamnă influență, impact înseamnă înrăurire a unei idei, a unei lucrări, în cazul acestea, tot cei care se pregătesc pe băncile școlii și mă uit la generațiile acestea cu care din când în când am contact, adresându-mă lor direct, ca ei mai departe să ducă această lucrare și să fie implicați în lucrarea pentecostală din România și din străinătate. Domnul să-i binecuvânteze. Vedeți, s-a vorbit aici de școală și este bună școala. Este foarte important să studiezi, este foarte important să acumulezi multe cunoștințe, să ai diplome, în timp ce vorbea fratele Câmpianu, fratele Florin, și vorbea de diplome, vorbea de școală, mă gândeam că poate ajunge să ne întrebe pe fiecare, nu, câtă școală avem, nu? S-ar putea și asta. Poate unii v-ați gândit câte diplome aveți și știți ce mi-a venit în minte? Stăteam acolo pe scaun și țin minte, am lucrat în învățământ, chiar așa, după ce am terminat liceul, am lucrat și cunoșteam destul de bine cum stau lucrurile. A venit în inspecție, undeva într-o localitate vecină cu localitatea unde eu am copilărit, unde am petrecut o bucată de vreme din viața mea, și un inspector se adresează unei femei de serviciu, unei femei care făcea curățenie acolo, în acea școală generală. Și așa, într-o moroșenească autentică, o întreabă: mătușe, dar tu câte clase ai? La care ea se uită și zice: tovarășul inspector, eu am 10 clase și 2 coridoare. Înțelegeți? E atât avea de măturat.
Ei, în viața asta, de zi cu zi, putem avea fiecare, nu? Și școală multă, și coridoare multe. Dar știți, important este ca noi să fim acei slujitori care, în cazul de față, să putem avea un impact asupra bisericilor unde Dumnezeu ne-a așezat sau unde Dumnezeu vă va așeza. Eu astăzi vă invit să privim împreună la câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Cred că ne face bine. Și noi așa suntem obișnuiți să citim Cuvântul Domnului. Și mă voi folosi de un text din Sfânta Scriptură, din 1 Timotei, capitolul 4, versetul 6 și până la versetul 12. De-a lungul slujirii mele m-am folosit de multe ori de versetele acestea. Însă, pregătindu-mă pentru cât de cât pentru mesajul acesta pe care urmează să-l transmit, mi-au stăruit mult în minte cuvintele acestea și haideți să le citim. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fie evlavios, căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Poruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, tema pe care eu vreau să o prezint în această zi, ea va purta acest titlu, Impactul slujitorului asupra bisericii. Vedeți dumneavoastră, fiecare dintre noi, când suntem undeva într-o lucrare, putem să avem un impact și impactul nostru poate să fie unul bun și eu mă rog ca întotdeauna să fie un impact bun, ceva care să ajute, ceva care să dea, dacă vreți, o prospețime lucrării unde Dumnezeu ne așează. Potrivit acestor cuvinte pe care le-am auzit din 1-a epistolă către Timotei, eu mă voi opri la câteva lucruri, în mod deosebit la trei lucruri, de o importanță deosebită ca impactul slujitorului penticostal să rămână mai departe asupra unei biserici, asupra lucrării lui Dumnezeu. În mod deosebit cei tineri care urmează să fie slujitori, care vor sluji, dar în același timp și pentru noi cei care deja slujim de mai multă sau de mai puțină vreme, ca să avem un impact asupra bisericilor, e necesar să facem câteva lucruri. Eu consider că aceste cuvinte pe care Sfântul Apostol Pavel îi le spunea lui Timotei, ele sunt valabile pentru fiecare generație de slujitori. Primul lucru asupra căruia vreau să mă opresc este acesta, ca un slujitor să aibă impact asupra bisericii, este să transmită corect învățătura Scripturii. Rețineți! Să transmită corect învățătura Scripturii. Când privim aici în Cuvântul lui Dumnezeu, ne dăm seama de acest lucru atât de important pentru un slujitor, ca el să fie bun, cum spune Apostolul Pavel, vei fi un bun slujitor. Un bun slujitor are menirea de a pune în mintea fraților Cuvântul lui Dumnezeu curat, fără amestecul tradiției, a, știu eu, datinei sau a învățăturilor străine. Noi ne confruntăm în vremurile acestea cu fel și fel de învățături care vin din toate părțile. Astăzi există tendința aceasta a predicatorilor să le spună oamenilor lucruri plăcute. Se întâmplă exact așa cum cita fratele președinte Moise Ardelean ieri pe Apostolul Pavel din a doua epistolă către Timotei, capitolul 4, versetele 3 și 4, unde se spune că va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci își vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute, își vor întoarce urechea de la adevăr
și se vor îndrepta spre ce? Spre istorisiri închipuite. Citeam un comentariu al lui John Stott, acestui renumit expozitor al Scripturii, și el spunea că la un moment dat el spune așa că totul pornește de la urechi, care sunt menționate, vedeți aici, în cazul de față, de două ori, în cele două versete din a doua epistolă către Timotei. Și el spune acolo că există o categorie de oameni care suferă, spune el, de o așa stare patologică, ciudată, numită urechi nesătule sau setea irepresibilă după noutăți. Și vedeți, tendința este aceasta în zilele noastre, nu? Oamenii vor să audă ceva deosebit. Oamenii au o curiozitate deosebită. Vor să-i audă pe predicator spunându-le ceva ce n-au mai auzit. Și asta se întâmplă în zilele noastre. Însă, dacă vă uitați acolo, apostolul Pavel, el spune câteva lucruri. Eu doar am să le menționez. El le spune lui Pavel, lui Timotei, dar aceleași lucruri sunt valabile pentru slujitorul lui Dumnezeu din secolul 21 care vrea să aibă cu adevărat impact asupra bisericii. Și anume, uitați-vă, el spune la un moment dat aici, fitriaz, dar tu, fitriaz. Adică vor fi unii care vor face asta. Vor fi unii care vor cânta în strună altora. Vor fi unii care vor avea doar dorința asta după popularitate. Să fie, știu eu, răsplătiți cu un pumn de aplauze. Dar tu fii treaz, spune el. Dar tu fii treaz, adică tu fii acel om care să fie echilibrat, să ai stăpânire de sine. Apoi îi mai spune ceva, suferă. Observați aici, suferă și rabdă suferințele, rabdă suferințele. Poate că un slujitor care dorește să fie în voia lui Dumnezeu, nu o să fie în asentimentul tuturor. Poate nu o să fie apreciat, nu o să fie aplaudat, dar el trebuie să rabde știind că el este slujitorul lui Dumnezeu. Apoi mai spune ceva, fă lucrul unui evanghelist, adică fă din slujba aceasta scopul vieții tale, lucrarea care ți-a fost încredințată. Și mai departe spune acolo, împlinește-ți bine slujba. E foarte important acest lucru. Ei, dacă un slujitor să le facă pe toate acestea, observați, Pavel îi spune aici lui Timotei, în capitolul 4, în versetul 6, vei fi un bun slujitor fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței. Este foarte important ca un slujitor, la rândul lui, el să acorde o atenție deosebită cuvântului lui Dumnezeu. El să se hrănească cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Mi-au plăcut foarte mult cuvintele acestui mare predicator, Ioan Gură de Aur, care spunea că ceea ce este hrana trupească pentru întreținerea, vedeți, puterilor noastre fizice, același lucru este citirea Scripturii pentru omul dinăuntru. Sau Grigore de Nazian spunea într-o împrejurare, pâinea este cuvântul lui Dumnezeu cu care se hrănesc sufletele flămânde de Dumnezeu. Ei, vedeți, un slujitor, el trebuie să le facă pe acestea. El, mai întâi de toate, trebuie să se hrănească dacă vrea să transmită corect cuvântul Scripturii. Ne place să citim și eu sunt adeptul citirii a diferitelor interpretări pe care trebuie să le cunoaștem, dar trebuie să rămânem lângă acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și ceva mai spune aici apostolul Pavel lui Timotei și spune așa, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai primit, el a primit o învățătură și eu cred că până astăzi putem spune în Institutul Teologic Pentecostal s-a dat o învățătură bună. Amin? Și noi veghem ca în continuare să fie acest lucru. Sunt 40 de ani, nu? După 40 de ani urmează ceva, nu știm. Dar eu cred că va fi ceva și mai bun și vom merge pe linia aceasta a Scripturii. Să nu ne pomenim cumva că suntem invadați de o învățătură liberală, să nu ne pomenim că, știu eu, pot să vină fel și fel de învățători dintr-o parte sau alta și, știu eu, anumiți slujitori să le adopte și mai apoi să le transmită. Eu aș dori din toată inima și dacă îmi doresc ceva, îmi doresc mie și doresc tuturor slujitorilor care deja sunt integrați în diferite lucrări pe care le fac, dar și celor care se pregătesc să fie acei oameni care să urmeze învățătura sănătoasă.
Și cum spune Apostolul Pavel în cea de-a doua epistolă către Timotei în capitolul 2, versetul 15, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care ce face? Împarte drept cuvântul adevărului, să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Mă rog aminte de ceva ce citeam recent, un slujitor al lui Dumnezeu, Richard Baxter, un mare predicator, spunea într-o împrejurare, indiferent ce faceți, lăsați-i pe oameni să vadă că le vorbiți cu toată seriozitatea. Nu puteți zdrobi inimile oamenilor glumind, mucalit cu ei, sau spunându-le o poveste dulceagă, sau încropind așa la repezeală o predică. Ce este important să ne pregătim, este important să urmăm învățătura aceasta Bibliei și o să o transmitem mai departe. Zic, Doamne, ajută-ne! Amin! Al doilea lucru pe care eu îl văd aici, în pasajul acesta, de o importanță deosebită, pentru ca un slujitor să aibă impact asupra bisericii, ca lucrarea să propășească, ca oamenii să se mântuiască, este să caute evlavia. Observați? Să caute evlavia. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune, fii evlavios. Auziți? Caută să fie evlavios. Mă rog, m-am uitat, acum avem aici specialiști în limba greacă, așa cât mă mai pricep, este acolo, aș putea să spun un imperativ până la urmă, gimnazie, care, mă rog, e folosită în lumea sportului. Ar fi, antrenează-te, o altă traducere spune, exersează, iar vedeți aici, Cornilescu traduce, caută. Și eu cred că un slujitor, mai presus de toate, el trebuie să caute evlavia. Ați auzit, spunea Florin, și mi-a plăcut acel lucru, i-am urmărit mesajul, că era un moment de cotitură în viața lui, nu? Când putea să facă anumite lucruri și ne îndemna cât de importantă este relația cu Dumnezeu. Până la urmă, evlavie înseamnă pietate, cuvioșie, o altă traducere spune temere de Domnul. Îmi place foarte mult cum a explicat evlavia Eusebiu de Cezareia. El spunea într-o împrejurare, evlavie înseamnă a privi la unul și singurul Dumnezeu și a viețui cu El. Auziți? Și a viețui cu El. Ei, nu poți viețui cu Dumnezeu oricum. Ce a viețui cu Dumnezeu înseamnă exact ce spune aici, caută relația cu El. Și spune la un moment dat un slujitor al lui Dumnezeu, un psalm, eu alerg la rugăciune, eu îl caut pe Dumnezeu, eu caut relația cu El, eu caut ca să pot să stau în prezența Lui, eu caut să mă hrănesc de bunătățile Lui, să mă hrănesc de sfințenia Lui pe care s-o aplic în viața de zi cu zi. A fi evlavios înseamnă a trăi viața Domnului Iisus Hristos, a merge pe urmele Lui, a intra în unitate cu Dumnezeu până la urmă. E adevărat că noi vedem în zilele noastre acea formă de evlavie, nu? Pe câți nu-i vedem noi oameni evlavioși? Noi, eu îl văd pe moroșanul meu, foarte evlavios, nu? Trece pe lângă o biserică, ridică pălăria, își face o cruce. Nu, dar tot atât de ușor poate să înjure, nu? Tot la fel de ușor poate, știu eu, să în următorul moment să facă altceva. Se întâmplă astfel de lucruri. Ei, foarte mulți oameni confundă evlavia cu religiozitatea. Eu aș vrea ca slujitorii penticostali, noi cei care ne lăudăm că Dumnezeu a lucrat și lucrează în mijlocul nostru prin puterea Duhului Sfânt, ne rugăm ca El să ne umple de Duhul Sfânt, să putem avea acea relație stabilă cu El, să putem să-L prezentăm pe El unei lumi pierdute, unei lumi care se cufundă tot mai mult în păcat, unei lumi care, vedeți dumneavoastră, și în România și în alte părți caută religiozitatea. O, Doamne, ajută-ne să căutăm evlavia. Amin. Și ultim gând, mă uit și la ceas și eu mi-aduc aminte că spunea fratele Trandafir, că tot îl pomenim când predicam noi, și dacă unul depășea timpul, el spunea, dama tale, nu-ți ajunge timpul? Ei, acum trebuie să stăm, să ne încadrăm exact cum ni s-a spus aici. Ei, vreau să mai precizez un singur lucru, după care voi încheia. Un al treilea lucru pe care eu îl văd aici în textul acesta și e necesar ca să avem impact
asupra bisericii, asupra oamenilor din jur, este ca slujitorul să fie un exemplu pentru credincioși, pentru cei cărora el le comunică adevărul. Știți cât de important e exemplul acela, se pomenea și de fratele Roschi. Acum, vrând de vrând, fiecare dintre noi ne aducem aminte și aș fi avut atâtea lucruri să spun, dar mă rog, trebuie să mă încadrez aici. Dar mi-aduc aminte când am învățat cursul acela, am făcut cursul de omiletică. Și cred că fiecare dintre dumneavoastră, cei care ați făcut acest curs, măcar o dată în viață ați pomenit acele cuvinte care îi aparțin acelui filozof american Ralph Emerson. Sunt cuvintele pe care le pune acolo fratele Roschi în cartea lui. Și el spune așa, ceea ce sunteți vorbește atât de tare încât nu pot auzi ce spuneți. Ei, vedeți dumneavoastră ceea ce suntem noi. Dacă vom fi exemple pentru cei din jur, dacă vom fi modele pentru cei cărora le predicăm, atunci impactul va fi mare. Dacă nu, vreau să vă spun că de multe ori vor spune unii, cum se spune și e întâmplarea asta pe care noi am mai auzit-o despre unii predicatori, zice, când e la amvon, am vrea să nu mai coboare de acolo. Dar când e acolo pe scaun, am vrea să nu se mai urce la amvon. Înțelegeți? Asta e marea problemă. Ei, dacă noi nu vom fi acei slujitori care să fim exemple, modele pentru cei din jur, degeaba vom vorbi, degeaba ne vom juca cu cuvintele, degeaba vor spune unii despre noi, bă, ce bine predică, pentru că ei se uită la viața noastră. Uitați-vă, Pavel spune aici atât de categoric, el spune lui Timotei, fii o pildă, fii un exemplu pentru cei credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în curăție, în credință. E mare lucru ca slujitorii să fie niște modele pentru cei din jur. Mi-au plăcut cuvintele lui Burton Pierce. Citeam ce spune el la un moment dat și auziți cuvintele lui, sună așa. Mi le-am notat, nu le țin încă minte pe de rost. Spune așa, pastorii pot predica ușor teme de morală și conduită etică, viață sfântă și integritate. Dar dacă ei nu dau un exemplu etic înaintea poporului, predica lor rămâne zadarnică. Și n-aș vrea ca lucrarea noastră să fie zadarnică. Aș vrea ca lucrarea noastră să fie una care să zidească, una care să rămână. Și când se va vorbi poate la 50 de ani, va fi o sărbătoare, sau să dea Domnul la 100 de ani și să ne întâlnim, nu? Ei, Dumnezeu să ne ajute la aceasta, dar în Biserica Pentecostală să fie acei slujitori care să aibă impact. Nu doar să fie niște predicatori, nu doar niște oameni care știu să predice bine, mânuiesc cuvântul, știu multă teologie, e frumos, totul e frumos. Dar ascultați-mă, impactul îl vom avea doar atunci când vom fi gata. Rețineți, în primul rând, să transmitem corect învățătura Scripturii. Aceasta e cartea lui Dumnezeu. Nimic nu se schimbă în lumea asta. Vedeți dumneavoastră, nimeni nu poate schimba în lumea asta acest cuvânt al lui Dumnezeu. Toate se schimbă. Dar Domnul Iisus Hristos spunea, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viac și vrem să rămânem la acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și Doamne ajută-ne să propovăduim cuvântul Scripturii. În al doilea rând, să caute evlavia. Vrem nu doar oameni religioși, ci vrem oameni evlavioși. Zicem amin? Și în al treilea rând, să fim exemple, să fim modele. E o criză de modele la ora actuală, vedeți? Tinerii caută modele în lumea sportului, în lumea finanțelor, nu? În lumea oamenilor de succes. Ce frumos ar fi să fim și noi modele, așa cum ne uităm și amintea fratele textul din Evrei 11. Acele modele care se strălucesc și astăzi, un Iosif, un Moise, un David, un Neemia, un Ezra, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Mulțumim, frate Simi. Urmează prezentarea unei promoții, promoția următoare, 84-87, fratele Simi Timbuc, care este și profesor la institut, ne-a învățat evlavia, fratele, a predat semnificația și practicarea disciplinelor spirituale. Domnul să-l binecuvinteze.
Pace. Doresc, înainte de a prezenta puțin despre seria, eu am numit-o Sandwich, în sensul că înaintea noastră au fost două serii, după noi au urmat alte două serii până în anul 1989. E ca și când ești copil, dar mai ai încă părinți în viață și ai și copii de îngrijit, să te împarți între una și cealaltă. Vă aduc salutări în numele Domnului Iisus Hristos, din partea familiei în primul rând, a soției și de asemenea și din partea Bisericii Pentecostale Române Betesda, orașul Troy, metropola Detroit din Statele Unite. Aș dori să prezint clasa, iertați-mă că trebuie să corectez, 1984-1988. Atunci am avut noi graduarea, absolvirea, nu în 1987, cum este pus pe program. Doresc să prezint puțin, sper că să lucreze, pus și câteva poze împreună. Aici este clădirea seminarului teologic, cei care am fost pe vremea aceea știm, de asemenea și sediul central al cultului. Aici, în această clădire, sus în pod dormeam și jos la beci, la subsol, studiam și la mijloc erau frații care ne conduceau. Uneori era așa de cald vara, evident, încât într-o vară unul dintre colegi, ca să răcorească puțin în pod, a ieșit afară, a luat furtunul cu apă și a udat acoperișul care era de tablă, gândit că în felul acesta îl răcorește puțin. În perioada aceea am avut ca profesor, ca director pe frate Trandafir Sandru, iar ca profesor fratele Lazar Gog, a fost și păstorul nostru perioada cât a fost împreună cu noi, apoi fratele Cristian Rosche, fratele Emil Burgăl, fratele Marine Mesaros, fratele Nelu Ghiurău, de asemenea fratele Pavel Bocheanu și fratele Alexie Vambu. Și aici vedem o parte dintre dânsii fiind în sala de clasă. Am câteva poze și de la prima serie și am văzut că nu au fost puse și în felul acesta putem să vedem pe frații noștri mai mari, colegii, în sala de clasă cu fratele Vambu. De asemenea, altă poză tot de la prima serie, aici sala de clasă de la Demisol. Și apoi am o poză tot a primei serii și cu o parte din soțiile care au fost cu colegii prezenți acolo. Următoarea serie este seria a doua, așa cum a prezentat fratele Nelu, și o altă poză de asemenea cu seria a doua și o parte dintre frații profesori și conducerea cultului. Acesta este contextul ca să intrăm acum la seria din 1984-1988, formată din 10 studenți, la început 5 căsătoriți, 5 necăsătoriți, dar spre final toți am ajuns căsătoriți. Ordine alfabetică, fratele Bârle Vasile, care se prezintă aici, îl invit să se ridice. Fratele Cimuca Vasile, mulțumesc, frate Vasile. Frate Cimuca Vasile, venite de la Maior, frate Tulgheș din Maramureș. Frate Vasile din Maramureș, din Tulgheș. Fratele Cimuca a trecut la Domnul în august 2010. Împreună cu fratele Mesaros, Marinel, am participat și la serviciul de înmormântare a fratelui Vasile. Apoi, fratele Crețan Luca a venit de la Craiova, fratele Mircea Demian, îl ridici pe fratele Mircea, se ridice, fiind prezent. Fratele Uța Imre, de la Suplacul de Barcău, dânsul nu este prezent aici. Fratele Moldovan Aurel, de la Cluj, biserica numărul 1 de pe Carpați. Fratele Pleșa Cornel, de la Mediaș. Fratele Șazer Martin, Alba Iulia, subsenatul. Și fratele Uiuiu George, venit de la Feldru, acum la Ploiești.
În perioada noastră, aici o poză cu noi, la sfârșitul anului 1985, și în perioada noastră a avut și cel loc și cel de-al treilea congres al cultului pentecostal, care a ales noua conducere de atunci, în care a intrat pentru prima dată și frați absolvenți ai seminarului de atunci, cum e fratele Lazar Gog, fratele Mudura, fratele Mesaroș, în Consiliul Bisericesc și chiar în Comitetul Executiv al Cultului. Noi, studenții de atunci, am fost frații de ordine. Am împărțit buletinele de vot și alte lucrări care au fost necesare atunci. Apoi aici avem o poză a noastră, a absolvenților, împreună cu soțiile noastre în anul 1988, în iunie. Următoarea poză este tabloul pe care l-am făcut cu ocazia absolvirii seminarului în 1988. Cu ajutorul lui Dumnezeu, toți cei care am absolvit în 1988, am intrat și în lucrarea Domnului slujind în biserici, fie de unde am venit, fie în alte biserici unde am fost repartizați. Aici este de asemenea o altă fotografie în care sunt frați din conducerea cultului și frați studenți, absolvenți. Mă duc înapoi, după 1986, au început să fie serii comasate împreună. Până în 1984 termina o serie și începea următoarea. Din 1986 au început să fie în fiecare an. Cei care stau pe scaune sunt seria începută în 86, apoi ceilalți, doar așa să vedem, apoi alte poze cu alți studenți și absolvenți, frați profesori. Și aici este o poză din aula clădirii Institutului când s-a celebrat a 30-a aniversare a Institutului și aici este poza în cadrul aniversării la Biserica din Sebastian. Aș dori să închei cu cuvintele Domnului din Cartea profetului Isaia, capitolul 46:4, în ceea ce privește până aici, Domnul spune, până la bătrânețea voastră voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Iar cu privire la viitor, Domnul de asemenea cred că vrea să ne spună, eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Și Domnul să binecuvinteze în viitor Institutul și aș dori să amintesc doar un singur aspect, ca unul care prin Harul lui Dumnezeu am fost la seminar, apoi de asemenea la PTS, ca și fratele Lazar, fratele Florin și alți câțiva absolvenți de seminar și institut, există un pericol și mă adresez în special celor care sunteți studenți acum. Și să folosesc într-o ilustrație mai de la țară, pericolul este să venim la institut cu niște cizme foarte mari, care înseamnă cu râvnă mare. Și fiind la și cu capul mai mic puțin, iar fiind în cadrul institutului să ne crească tot mai mult capul și să se micșoreze cizmele. Aceasta înseamnă să acumulăm cât mai multe informații, dar acumulând informații să ne pierdem pasiunea. Fie să nu se întâmple lucrul acesta cu noi. De asemenea, încă un aspect, Institutul Teologic Pentecostal și ca orice școală teologică este chemat nu doar să transmită informații, ci prin informațiile care le transmite să aducă și să producă transformare. Fie ca prin acest institut în continuare Domnul să producă oameni care tot mai mult să ne asemănăm cu Domnul Iisus Hristos, fiind evlavios. Și a fi evlavios, un alt sens în limba engleză, înseamnă godliness, înseamnă a fi aliniat cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Amin. Mulțumim, frate Simin. Îl invit acum pe Dr. Michael Baker și pe Emanuel Consac
pentru mesajul pe care ne-l va aduce la 40-a aniversare a Institutului Teologic. Good afternoon. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră. I have enjoyed immensely this morning. M-am bucurat de mesajele din dimineața aceasta. To hear the memories of former students. Să aud amintirile foștilor studenți. I learned that I am in the presence of a cardinal. Am aflat că sunt în prezența unui cardinal. Cardinal DeLong. Cardinalul DeLong. I heard the speakers talk about criticisms of preaching. Am auzit pe unii vorbitori spunând despre cum erau criticate predicile. And then it dawned on me, I'm in a room full of preachers. Și apoi mi-am dat seama că sunt într-o încăpere plină de predicatori. And so I hope this is not a homiletics class. Și nădăjduiesc că nu așteptați o lecție de omiletică. But rather an opportunity to share from our heart. Este dimpotrivă ocazie de a împărtăși un mesaj din inimă. And to truthfully enjoy a wonderful time of celebration. Și de a ne bucura la acest timp minunat de sărbătoare. I want to express on behalf of Dr. Lamar Vest and Dr. Steve Land how much we appreciate the presentation of the volumes. În numele fraților Lamar Vest și Stephen Land, aș vrea să exprim aprecierea pentru gestul acesta de prezentare a volumului lansat. Both of them are previous presidents of PTS. Ambii au slujit ca rectori ai Institutului Teologic Pentecostal din Cleveland. And we certainly appreciate their ministry. Și apreciem în mod deosebit slujirea făcută de ei. They have been friends of the Romanian church for many, many years. Sunt prieteni ai bisericilor române de mulți ani. And Dr. Vest was scheduled to be here. Și Dr. Vest de fapt a fost programat să fie la sărbătoare. And had to have some surgery. Dar a trecut printr-o operație chirurgicală. I report to you he has had that surgery and is doing very well. Mă bucur să pot confirma faptul că a trecut cu bine de acest moment și că se simte bine. And I've indicated to him you get yourself well. I-am spus trebuie să vă îndrăveniți. Because we're going to put you back to work. Pentru că vă vom da iarăși de lucru. And sharing what God is doing for PTS. Ca să împărtășim din ceea ce Dumnezeu face în viața seminarului nostru. And once again I am rejoicing in our memorandum of understanding that we executed last evening. Mă bucur de asemenea de acordul de parteneriat care a fost semnat ziua trecută. And look forward to all of the other great things that God has in store for us. Și aștept cu nerăbdare lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. I want you to turn with me in your Bibles this morning to the book of 2 Chronicles chapter 7. Aș dori să deschideți împreună cu mine Scriptura la cartea 2 Cronici 7. And you can go down to verse 12 and just hold right there for just a little bit. Putem merge direct la versetul 12 și să zăbovim o clipă aici. 2 Chronicles chapter 7 beginning at verse 12 in just a moment. Let me give you a little bit of backdrop. Să vedem câteva informații de context. In 2 Chronicles chapter 1, we find the magnification of Solomon. În 2 Cronici, capitolul 1, vedem despre înălțarea lui Solomon. You are aware of God's promise to him to grant his request. Ne aducem aminte de promisiunea care a fost făcută, anume că Dumnezeu îi va împlini cererea. And most people when you ask them what did Solomon request, they say simply wisdom. Când îi întreb pe oameni, cei mai mulți răspund pur și simplu, Solomon a cerut înțelepciune. But Solomon asked for two things. Dar Solomon a cerut de fapt două lucruri. He asked for wisdom and knowledge. El a cerut înțelepciune și cunoaștere. And the Pentecostal Theological Institute represents that knowledge. Seminarul Teologic Pentecostal reprezintă această cunoaștere. And God magnified Solomon.
Și se spune Dumnezeu l-a înălțat pe Solomon. In chapter 2 we have the preparation for the building of the temple. În capitolul 2 se povestește despre pregătirea pentru construirea templului. In chapter 3 we have the construction of the temple. În capitolul 3 se relatează procesul propriu-zis de construire. In chapter 4 we have the completion of the construction of the temple. În capitolul 4 este descrisă desăvârșirea lucrării de construcție. In chapter 5 we have the installation of the ark in the temple. În capitolul 5 ni se relatează despre aducerea chivotului și punerea lui în templu. And it's interesting to note that in the installation of the ark, în acel moment când chivotul este adus în templu, the presence of the Lord was manifested so strongly. Prezența lui Dumnezeu s-a făcut simțită atât de puternic. That there was a visible presence and cloud in the room. A existat o prezență vizibilă sub forma unui nor. And the people declared, "For he is good." Și poporul a declarat, Dumnezeu este bun. For his mercy endureth forever. Căci îndurarea lui ține în veac. In chapter 6 we have Solomon's sermon and prayer. În capitolul 6 este prezentată predica lui Solomon și rugăciunea lui. His sermon is 11 verses. Predica lui cuprinde 11 versete. His prayer is 31 verses. Și rugăciunea este pe 31 de versete. That's probably a sermon in itself. E aproape o predică în sine. But that brings us to chapter 7. Și ajungem astfel la capitolul 7. And at the beginning of chapter 7 we have the dedication of the temple. În capitolul 7 la început avem consacrarea templului. We have the sacrifices of 22,000 oxen and 120,000 sheep. Ni se spune despre jertfele numeroase care au fost aduse, boi și oi, 120,000 de oi și 22,000 de boi. And also we find the presence of the Lord being manifested again. Și prezența lui Dumnezeu este descrisă din nou. And the people said, "For he is good." Iar poporul spune din nou, Dumnezeu este bun. For his mercy endureth forever. Căci îndurarea lui ține în veac. And Solomon calls for a solemn assembly. Solomon convoacă o adunare solemnă. And the people gather before God in prayer. Și poporul se adună înaintea lui Dumnezeu pentru rugăciune. And then it says that Solomon sent the people back to their tents. Apoi ni se spune că Solomon i-a trimis pe oameni la corturile lor. And looked and felt good about what had been happening and what had transpired. Și s-a simțit mulțumit de ceea ce se realizase. And that brings us to verse 12. Și ajungem astfel la versetul 12. Dumnezeu s-a arătat. God didn't speak to Solomon in the fire. Dumnezeu nu i-a vorbit lui Solomon prin foc. God didn't shout at Solomon. Dumnezeu n-a strigat la Solomon. He didn't speak to him from the mountain. Nu i-a vorbit de pe un munte. But in the stillness of the night. Ci în acea liniște a nopții. And the Lord appeared to Solomon by night. Domnul i s-a arătat lui Solomon în timpul nopții. Sometimes God speaks to us. Uneori Dumnezeu ne vorbește. When we don't get so busy. Când nu mai suntem atât de ocupați. That we can hear his voice. Și putem să auzim vocea. And so and the Lord appeared to Solomon by night. Dumnezeu i s-a arătat lui Solomon în timpul nopții. And said unto him. Și i-a spus. I have heard thy prayer. Ți-am ascultat rugăciunea. And have chosen this place to myself. Și am ales acest loc să fie locașul meu. As a house of sacrifice. Să fie o casă pentru jertfe. Go to verse 14. În versetul 14. If my people which are called by my name, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, shall humble themselves and pray, se va smeri, se va ruga, and seek my face, și va căuta fața mea, and turn from their wicked ways, și se va abate de la căile lui rele, then will I hear from heaven, îl voi asculta din ceruri, and will forgive their sins, îi voi ierta păcatul, and heal their lands, și voi tămădui țara. Now mine eyes shall be open. Ochii mei vor fi deschiși de acum. And mine ears attent. Și urechile mele vor fi cu luare aminte.
to the prayers that are made in this place. La rugăciunea făcută în locul acesta. For now I have chosen and sanctified this house. Acum aleg și sfințesc această casă. That my name shall be there forever. Pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie. And mine eyes and mine heart shall be there perpetually. Și voi avea întotdeauna ochii și inima mea acolo. For the next few moments I want to share with you on the subject of celebrating a chosen place. Aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră ceva despre ce înseamnă să sărbătorești într-un loc ales de Dumnezeu. Today we are celebrating 4 decades, 40 years the anniversary of the institute. Astăzi sărbătorim 40 de ani de istorie a Institutului Teologic. I believe that when God created the heavens and the earth, cred că atunci când Dumnezeu a creat cerurile și pământul, he knew that there would be a piece of ground, a știut că va fi o bucată de teren, where the construction of the institute would reside, unde se va afla și construcția institutului. And in the hearts of the people of Romania, și că în inimile oamenilor din România, a theological institute was erected. Se va construi o instituție teologică. And in the hearts of so many that we have seen on the screen. Și în inimile atâtor oameni pe care am văzut depănându-se pe ecran, have given of themselves to see that come to fruition. Mulți se vor dedica acestei lucrări ca să o aducă la împlinire. Because we are the church. Pentru că noi suntem biserica. The ecclesia, the called out ones. Suntem eclesia, suntem cei chemați. That's the meaning of the church. Aceasta este semnificația termenului biserică. But the mission of the church is to go into all the world. Dar viziunea bisericii este să meargă în întreaga lume. And to preach the gospel to every living creature. Și să predice evanghelia la orice făptură. But there are also three truths that I want to share with you about the church momentarily. Există trei adevăruri cu privire la biserică pe care aș dori să le împărtășesc cu dumneavoastră. Is that Jesus Christ is the builder of the church. Primul, că Iisus Hristos este cel care zidește biserica. Ephesians 2:20 says that he's the chief cornerstone. Efeseni 2:20 spune că el este piatra din capul unghiului. But he's also the owner of the church. El este de asemenea cel care are în stăpânire, în proprietate biserica. And in Acts 20:28 says that he bought it with his own blood. În Fapte 2:28 se spune că el a cumpărat-o, a răscumpărat-o cu sângele său. But he's the preserver of the church as well. El este cel care ține biserica. In Matthew 16:15 he said, în Matei 16:15 se spune, I will build my church. Eu voi zidi biserica mea. And the gates of hell shall not prevail against it. Porțile locuinței morților nu o vor birui. We are the body of Christ. Noi suntem trupul lui Hristos. And the Pentecostal Theological Institute is a chosen place by God. Institutul Teologic Pentecostal este locul pe care Dumnezeu l-a ales. We celebrate that chosen place. Și noi sărbătorim acest loc ales de Dumnezeu. We celebrate this as a chosen time. Sărbătorim acest timp pe care Dumnezeu l-a ales. We will remember these dates. They will go down in history. Ne vom aduce aminte de aceste date pentru că ele vor intra în istorie. We will remember the voices that we have heard. Ne vom aduce aminte de vocile pe care le-am auzit. We will remember the memories that have been shared. Ne vom aduce aminte de amintirile care au fost împărtășite. We'll remember the testimonies that we have heard. De mărturiile pe care le-am avut. This is a special chosen time of God. Acesta este un timp special ales de Dumnezeu. It is a time to provide gratitude for all of the heroes of faith. Este un timp în care să ne arătăm recunoștința pentru toți eroii credinței. 1 Peter 2:9 says this. 1 Petru 2:9. But you are a chosen generation. Voi sunteți o seminție aleasă. A royal priesthood. Un neam împărătesc. An holy nation. O națiune sfântă. And it says a peculiar people. Un popor special. And when it says peculiar, it does not mean somebody abnormal. Nu înseamnă cineva care e anormal. The word peculiar in the practice of the Roman times
Semnificația acelui termen în perioada, în Antichitatea Romană, was the word peculium. Era termenul peculium. And when someone bought a piece of property, când cineva cumpăra un teren, and they had the deed given to them, când li se dădea titlul de proprietate, they would write or stamp upon that piece of property the word peculium. Puneau o pecete pe acel titlu de proprietate care au peculia. Meaning that it is paid in full. Ceea ce însemna că terenul a fost achitat pe deplin. And God has stamped upon the hearts of every one of us that we are the private property of God. Dumnezeu are pecetea sa pe inimile noastre că suntem proprietatea lui Dumnezeu. And the institute is God's plan and private property for the future. Institutul este de asemenea proprietatea lui Dumnezeu pe care el are pecetea. So this is a chosen time. Este așadar un timp ales de Dumnezeu. For us to not only give gratitude to the heroes of faith, în care să ne arătăm nu doar recunoștința pentru eroi, but to give God the glory and honor for all that has been accomplished. Nu doar să ne arătăm recunoștința pentru eroi, ci și să-i dăm lui Dumnezeu cinstea și slava pentru ceea ce a făcut. Somebody say amen. Și puteți spune amin. We give him the glory and the honor. Îi dăm lui cinstea și slava. And we give him the praise. Și îi dăm lui laudele noastre. For what he has done. Pentru ceea ce el a făcut. But not only is it a chosen time, but we are a chosen people. Nu e doar un timp pe care Dumnezeu l-a ales, dar noi suntem un popor ales. And as a chosen people, we must affirm our calling. Trebuie ca popor ales să afirmăm chemarea noastră. Pastor Philippe did a great job this morning of articulating the callings. Și am auzit prin fratele Filip astăzi dimineață ce înseamnă să afirm chemarea. But it's vitally important for us to remember the calling God's placed on our lives. Dar este vital pentru noi să ne reamintim această chemare de-a lungul vieții. The calling that he has laid upon us and the path to follow. Chemarea pe care el a așezat-o în dreptul nostru și cărarea pe care ne cheamă să mergem. 2 Peter chapter 1 verse 10. 2 Petru 1 cu 10. Encourages us to give diligence. Acest verset ne încurajează să fim stăruitori to our calling and election. În chemarea și în alegerea pe care. And to make it firm and sure before God. Și să o întărim, să o confirmăm în relația cu Dumnezeu. No doubt you remember the calling on your life. Vă aduceți aminte de chemarea pe care ați primit-o în viața voastră. That it is distinct and personal to you. Care este distinctă, este personală pentru voi. The calling upon the institute was a vision in the heart of early leaders. Viziunea și chemarea pentru ITP a fost să formeze lideri. Don't ever lose the focus on your calling. Nu pierdeți concentrarea cu privire la chemarea pe care o aveți. But also maintain the unity in the body. De asemenea, păstrați unitatea în trup. I served as a bishop for 12 years. Am slujit ca supraveghetor 12 ani. With hundreds of churches under my charge. Cu sute de biserici care erau în răspunderea mea. And I found that a large majority of my time was in conflict resolution. Și am aflat că cea mai mare parte din timpul meu se consuma în încercarea de a împăca pe oameni. You see, the enemy knows that if he can divide us internally, dușmanul știe că dacă poate să ne împartă din interior, he will deter our calling. Dacă ne dezbină din interior, va zădărnici chemarea noastră. But when we keep our eyes focused upon him, dar când noi ne ațintim privirile asupra lui, we can experience what Nehemiah 4 and 6 says. Putem experimenta ceea ce spune Neemia 4. For the people had a mind to work. Avea o singură minte, era o singură inimă. And to bring the construction of the wall around Jerusalem. Ca să aducă, să realizeze zidirea zidurilor Ierusalimului. But maintain your calling and our unity. Mențineți chemarea și unitatea. There is an area that we talk about, but I'm afraid that we don't practice as much as we need. Există un domeniu despre care vorbim, dar mă tem că nu practicăm atât de mult ceea ce spunem în acest domeniu. And that is to focus upon our vision.
Aceasta este concentrarea asupra viziunii noastre. That vision can be a personal vision. Poate să fie o viziune personală. And to every student here today, it is about your personal vision where you are right now. În cazul fiecărui student care se află aici astăzi, e vorba de o viziune personală pe care o aveți. And the testimonies that we heard earlier today are about that personal vision. Mărturiile pe care le-am auzit astăzi mai devreme sunt expresia acelei viziuni personale. But God also gives us a corporate vision for the body of Christ. Desigur, Dumnezeu ne dă și o viziune comună a întregului trup al lui Hristos. And the vision for the institute and where God wants it to go. Este o viziune a institutului și a direcției în care trebuie să meargă. Let me give you some principles about that vision. Aș putea oferi câteva principii în legătură cu această viziune. Number one is attitude. Numărul 1, atitudinea. Is someone optimistic or pessimistic? Sunteți optimiști sau pesimiști? Do you look at the glass half full or half empty? Vă uitați la un pahar și spuneți e pe jumătate plin sau pe jumătate gol? It has everything to do with the way you look at your vision. Asta ține de felul în care te uiți la lucruri, ce viziune ai. Secondly, it's about the belief and your core values. În al doilea rând, care sunt concepțiile fundamentale, credințele? Are we willing to die for the cause of Christ? Suntem dispuși să murim pentru cauza lui Hristos? I can remember on the news when I first saw about people being headed because they were a Christian. Mi-aduc aminte de momentele în care am auzit la televiziune despre oamenii care au decapitat pentru absolutely shocked. Credință, ce șoc am trăit. But then I found that it was on the news again. Și apoi am aflat știrea asta again. Repetat la televiziune, a reapărut. And after a while, if we're not careful, we become desensitized to what the enemy is doing in the world. Și după o vreme, dacă nu suntem atenți, ajungem să fim insensibili la ceea ce se întâmplă în lume. But let us hold on to the word of God. Să ne ținem strâns de cuvântul lui Dumnezeu. Let us hold on to the core values of what God has given to us. Să ne ținem de aceste valori fundamentale pe care Dumnezeu this ne le-a dat. This is our textbook. Acesta este manualul nostru. Hide it in your heart. Ascundeți-l în inimă. Put it in your mind. Asimilați-l în minte. That God can bring it to your remembrance. Ca Duhul Sfânt să-l poată aduce în amintire. Believe, hold on to your belief. Credeți-l și țineți-vă strâns de aceste convingeri. But your vision is also going to take capacity. Viziunea are nevoie și de capacitate. I call capacity the rubber band principle. Este capacitatea este ca un elastic, ca un elastic. It's absolutely useless until it's stretched. Nu are nicio valoare până când nu o întinzi. But when it's stretched, it can be stretched in every kind of direction. Și poți să o modifici după dorință. That's what capacity means for all of us. Și așa trebuie să fie și capacitatea în cazul nostru. The institute will stretch us, Mr. President. Institutul ne va supune la niște tensiuni, la niște întinderi. To the student body, you will be stretched. Veți fi supuși la niște întinderi. And you will feel like your elastic is going to break sometime. Și s-ar putea să simțiți că sunteți pe la punctul acela de rupere. But you hold on. Dar rezistați. God will allow your capacity to be stretched and strengthened. Dumnezeu va face ca această capacitate a voastră să fie adaptată, să fie ajustată. But another part of your vision is determination. O altă partea viziunii are de-a face cu angajamentul serios, hotărârea. I take it to Romans chapter 8. În Romani capitolul 8. Who shall separate us from the love of God? Cine ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu? Shall tribulation or distress? Cazurile strâmtorarea. Or persecution or famine? Prigoana sau foamea. Or nakedness or sword? Sau goliciunea sau sabia. But we're counted as sheep for the slaughter. Suntem considerați ca niște oi duse la tăiere. Nay, in all these things we are more than conquerors. Dimpotrivă, prin toate aceste lucruri suntem mai mulți through him that has loved us. Decât biruitor prin cel care ne-a iubit. For I am persuaded that neither death nor life, convins că nici viața, nici moartea, nor angels nor principalities, nici îngerii, nici stăpânirile, nor things present, things to come, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nor height nor depth,
nici înălțimea, nici adâncimea. Nor any other creature shall be able to separate us from the love of God. Nicio altă făptură nu va reuși să ne separe de dragostea lui Dumnezeu. Which is in Christ Jesus. Care este în Iisus Hristos. I brought along, believe it or not, a note. Am adus cu mine o schiță de predică. That I want to read to you. Pe care aș dori să o citesc. This is taken from the diary of John Wesley. E de fapt o însemnare, fragmente din jurnalul lui John Wesley. We talk about Wesleyan holiness doctrinal position. Vorbim despre poziție doctrinară care vine de la Wesley și merge în mișcarea holiness. I want to read from his diary. Aș dori să citesc din jurnalul lui. Sunday AM May 5. Duminică 8 dimineața, 5 mai. Preached in St. Anne's. Am predicat la biserica Sfânta Ana. Was asked not to come back anymore. Mi s-a spus să nu mă mai întorc. Sunday PM May 5. Duminică 5 după amiază. Preached in St. John's. Am predicat în biserica Sfântul Ioan. Deacon said, "Get out and stay out." Diaconii s-au ridicat din biserică, au plecat și au rămas afară. Next week, Sunday AM May 12. Următoarea duminică, ora 8 dimineața. Preached in St. Jude's. Am predicat în St. Jude's. Can't go back there either. Nu mă mai pot întoarce. Preached in St. George that evening. Am predicat seara în biserica Sfântul Gheorghe. Kicked out again. Am fost scos din biserică, dat afară. Next week, Sunday AM May 19. 19 mai dimineața, duminică dimineața. Preached in St. John the Elder's Deacons called special meeting. Am predicat, diaconii au convocat o adunare de urgență. And said I couldn't come back. Și mi-au spus să nu mă mai întorc. That evening preached on the street. În seara aceea am predicat pe stradă. Kicked off street. Și am fost agresat. Next Sunday, May 26 in the morning. 26 mai, duminică dimineață. Preached in a meadow. Am predicat pe o pajiște. Chased out of a meadow as bull was turned loose during service. Am fost izgonit de acolo pentru că oamenii au dat drumul unui taur care să ne împungă. Next week, June the 2nd, Sunday morning. 2 iunie, duminică dimineață. Preached out at the edge of town. Am predicat la marginea orașului. Kicked off the highway. Am fost de asemenea izgonit, la scos la drumul mare. Same Sunday that evening. Aceeași duminică seara. Afternoon preached in pasture. Am predicat undeva în spațiu liber. 10,000 people came out to hear me. 10,000 de oameni au venit să audă mesajul. Determination. A fost o hotărâre. And the anointing of God's Holy Spirit. Și ungerea dată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Hold on to your vision. Țineți strâns această viziune. But not only a chosen people, but the theological institute is a chosen place. Nu doar un popor ales, ci și un loc ales. It's a chosen place for the word of God. Institutul este un loc ales pentru cuvântul lui Dumnezeu. And Hebrews 4:12, the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Evrei, este mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri. In Psalms 119:105, it's a lamp unto my feet, a light unto my path. It is the living word of God. Cuvântul lui Dumnezeu, Psalm 119:109, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele. And so we celebrate the word of God. Sărbătorim așadar și cuvântul lui Dumnezeu. We celebrate 40 years for the dissemination and the teaching of the word of God. Sărbăm 40 de ani de răspândire a cuvântului și a învățăturii lui Dumnezeu. Not only do we celebrate the word, but we also celebrate worship. Nu sărbătorim doar cuvântul, ci și închinarea de care avem parte. That every day at the institute there is the worship of God. În fiecare zi la institut e un timp de închinare. It is the ascription of worth to the King of Kings. Ceea ce înseamnă că îl considerăm prețios pe Regele Regilor. And the Lord of Lords. Și pe Domnul Domnilor. The Alpha and the Omega. Cel care este Alfa și Omega. The Rose of Sharon. Trandafirul din Saron. Our Lord and our Savior. Domnul și Mântuitorul nostru. Our reigning Lord. Este Domnul care domnește. Our redeeming Lord. Este Domnul care ne răscumpără. And with great anticipation our returning Lord. Și cel pe care îl așteptăm cu bucurie să revină. But it's also a place of witness. Este un loc al mărturiei.
Matthew 28:19, the Great Commission. Matei 28:19, marea trimitere. Go ye therefore and teach all nations. Mergeți și învățați toate neamurile. It's all about the going principle. Este principiul acesta al mergerii. And the ultimate goal when you leave this institution. Și scopul suprem atunci când veți păși pe porțile institutului, veți ieși, is to share the gospel of Jesus Christ. Este să împărtășiți Evanghelia lui Iisus Hristos. Because you are a chosen generation. Pentru că sunteți o generație aleasă. And the Pentecostal Theological Institute is a chosen place of God. Și Institutul Teologii Pentecostal este un loc ales de Dumnezeu. Last evening I told you that I believe the greatest days for the institute are ahead. Aseară spuneam că sunt convins zilele cele mai bune ale institutului sunt încă în viitor. And I have seen the vision for the future. Și am o viziune unică pentru viitor. Habacuc 2:2 says to write it down. Scrieți-o. And I look over to my right and I see it written down. Și mă uit în dreapta mea și văd ce este scris acolo. God has great things for a chosen place of training. Dumnezeu are lucruri mărețe pentru acest loc pe care l-a ales. And to your president, și pentru rectorul institutului, pentru fratele președinte, pentru conducerea institutului. Not only is God chosen the place, Dumnezeu nu doar că a ales locul, but he's chosen you, ci v-a ales pe dumneavoastră, and you, pe dumneavoastră, and all of the faculty, și pe toți cei care sunt în corpul profesoral, pe toți cei din unite ourselves together, conducerea cultului, ca să fim împreună. In the same spirit of the dedication. Să fim cu același spirit de dedicare. When they are all with one accord. Să fim toți cu o singură inimă. And on the day of Pentecost, when they were all in one accord. Ca în ziua cincizecimii, când toți erau în același loc, o singură inimă. I want every student to stand. Aș dori să invit pe studenți să se ridice, toți studenții. Gentlemen, dragi studenți, I want you to tighten yourselves up. Aș dori să vă adunați cumva, să vă strângeți. And put yourselves very closely. Umăr la umăr. Shoulder to shoulder. Umăr la umăr. It's interesting that we can all stand together. E interesant că putem să fim toți împreună. But it takes action. Dar e nevoie de o mică acțiune. To stand shoulder to shoulder. Ca să ajungem să fim umăr la umăr. May I? Dacă îmi dați voie. You are a chosen generation of God. Sunteți o generație pe care Dumnezeu a ales-o. May you always remember this day on the 40th anniversary. Amintiți-vă de această zi la cea de a 40-a aniversare of the Pentecostal Theological Seminary. A Institutului Teologii Pentecostal. May you create the memories that you've heard from these others. Dumnezeu să vă ajute să creați și voi astfel de amintiri precum cele pe care le-ați auzit. May you join your hearts and your hands together. Dumnezeu să vă ajute să vă alăturați inimile și să lucrați împreună. And may you stand shoulder to shoulder. Și să stați împreună umăr la umăr. Because when you do that, you create critical mass. Pentru că astfel veți realiza ceea ce se cheamă o masă critică. And you become a force. Și veți fi o forță. A force of faith. O forță a credinței. A force of spiritual power. De a puterii spirituale. A force of disciples to carry the gospel. Forța ucenicilor care duc mai departe Evanghelia. Hold on to it. Țineți strâns de această Evanghelie. Don't you ever drop it. Nu o lăsați din mână. And let God magnify your knowledge and your wisdom. Și lăsați-L pe Dumnezeu să vă mărească și cunoașterea Lui și înțelepciunea. And may we as leaders stand shoulder to shoulder. De asemenea, noi ca lideri să stăm umăr lângă umăr.
And may we embrace the authority of God's Spirit. Și să primim autoritatea Duhului lui Dumnezeu. To go where He wants to take us. Ca să mergem acolo unde trebuie să mergem. I invite everybody in this room to stand with me right now. Vă invit pe toți să vă ridicați. May I ask you in the congregation to reach over and just lay your hand on someone's shoulder. Aș dori să vă apropiați de cineva. That we join our hearts and hands together now. Și să ne unim inimile. And that we stand shoulder to shoulder. Și cum stăm așa uniți umăr la umăr. To be the force of leaders. Să ne amintim că trebuie să fim forța aceasta a conducătorilor. Not only as a chosen school, nu doar ca o școală care a fost aleasă, but as a chosen people, ci ca un popor care a fost ales. Bishop, frate președinte, I came here a few days ago. Am venit acum câteva zile. And I did not understand the magnitude of what God has been doing among the Romanian people. Dar n-am înțeles și nu știam despre măreția lucrării pe care Dumnezeu o face între români. I have been astounded by what I have learned. Am fost copleșit de ceea ce am aflat. And God will use you. Dumnezeu vă va folosi pe voi. As a chosen family of God. Ca familie aleasă a lui Dumnezeu. To spread the gospel not just throughout Europe but around the world. Ca să răspândească evanghelia nu doar în Europa ci în întreaga lume. And we join our hearts and hands with you. Și noi vrem să ne alăturăm cu inima. And we become that force of Pentecostal power. Și să fim acea forță a puterii pentecostale. To do what God has called us to do. De a face ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să realizăm. We are in a chosen place, a chosen time with chosen people. Suntem într-un loc ales, într-o vreme aleasă de Dumnezeu, un popor ales. Let's give God praise and give him worship and prayer right now. Să-L lăudăm pe Dumnezeu în rugăciune. Oh, bless your name, Lord. Bless your name, Lord. Bless your name, Lord. Gloria Domnului. Ocupați locurile. Continuăm să cunoaștem promoția 1986-1990. Fratele pastor Ghiță Mois va prezenta aceasta și apoi să ascultăm mesajul aniversar prin fratele Aurel Moldovan, absolvent, profesor de omiletică la institut și acum vicepreședinte al cultului creștin pentecostal. Așa, după cum ați auzit, reprezint promoția 1986-1990, din care am avut onoarea și am făcut parte și am avut colegi deosebiți, atât din punct de vedere intelectual, cât și din punct de vedere a darurilor spirituale, oameni deosebiți în persoana fratelui Gabriel Costea și fratelui Dorin Ovidiu Druhora. Frații actualmente sunt în Statele Unite, lucrează acolo pentru Domnul și cred că tehnica îmi permite în această zi, deci pe această cale, să-i salut cu toată dragostea și doresc ca Domnul să-i binecuvânteze. Aș vrea să vă spun că noi am dat examen și în 1984, promoția din 84, dar n-am reușit, n-am intrat la promoția respectivă. Și faptul că după 2 ani, este o noutate că după 2 ani a venit o promoție, promoția noastră se datorează fratelui Trandafir, pentru care am un respect deosebit. Datorită dumnealui, noi am ajuns pentru prima dată 3 în promoție, am ajuns la seminarul biblic, 3 seminariști și aș vrea să vă spun că cred eu că dumnealui a pus în aplicare principiul pe care l-avea și Spurgeon, se zice că el nu lua tineri ca să-i facă predicator, ci lua predicatori ca să-i facă predicatori. Fratele Trandafir a acționat în modul acesta. De fapt, este un mare adevăr, și anume, Iorga parcă avea vorba aceasta și zicea că școala nu te face înțelept, ci mai înțelept. Nici o școală nu poate să-ți dea talent, nici o școală nu poate să-ți dea pocăință, toate astea țin de Dumnezeu și de relația cu Dumnezeu. Fratele Trandafir a fost un om deosebit în sensul că ținea la noi foarte mult, nu numai la noi cei 3 și promoțiile anterioare și promoțiile după promoția noastră. Avea o inimă extraordinară. Țin minte când eram prieten foarte bun cu biserica din fabric, păstorită de fratele Leontiuc, eram prieten cu corul din biserica respectivă care
în anii 90 la graduare au venit și au fost împreună cu noi și frații din fabrică au gândit, dirijorul care era fratele Dorin Șchiop, împreună cu grupul de acolo, au gândit să ne cheme pe rând în fiecare duminică. Ne-au făcut costum la toți la fel, cămașă, cravată, mă rog. Și în fiecare duminică mergeam unul dintre noi și predicam de două ori în biserica din fabrică și dimineața și seara. Și țin minte că atunci când a fost Revoluția, mi-a venit rândul mie și am ajuns pe 16 decembrie, am ajuns la Timișoara. Am mers la o familie de prieteni, originari din Dej, am găzduit la ei și era un cartier muncitoresc și încă din 16 pâlcuri de muncitori se îndreptau spre centrul orașului. Toată lumea era așa în mișcare. Și duminică dimineața am mers la biserică, am predicat și dimineața și seara. Țin minte că am fost găzduit de fica fratelui Leon Tiuc și genele dânsului, fratele Constantin. Deja după ce am ieșit de la biserică, erau patrule care ne-au spus să luați pe altă direcție pentru că deja se trage acolo. Și când am mers la gară, deja se trăgea foarte intens, aproape de drumul pe care noi am mers spre gară. Și când am ajuns la gară, m-am urcat în vagonul de cușetă să ajung la București. De obicei, toate trenurile din țară, indiferent din ce zonă, când veneai spre București, mai ales duminică de seara, erau arhipline. Nu aveai unde să arunci un ac. Și sigur, datorită acelor mișcări care au avut loc atunci, trenul era gol, am ajuns dimineața și mai devreme ca de obicei vine fratele Trandafir. Ce frate, frate, vină cu mine! Și m-am dus în birou la dumnealui. Ce frate, unde ai fost ieri? Păi zic, la Timișoara. Și ce e acolo? Zic, pică comuniștii. Ce frate, frate, stai liniștit, ăștia nu pică, ăștia au niște rădăcini extraordinare. Ai grijă ce vorbești, că vei fi interogat. Pleacă, dispare. Acum, ce s-a întâmplat după asta, o să vă spun că mai sărbătorim încă 40 de ani de la seminar. Cert este faptul că dumnealui a avut dreptate și asta am vrut să subliniez, că a știut, efectiv și-a iubit seminariștii. A ținut la ei, țin minte, într-un moment de criză, când nu aveau ce să mănânce și era bolnav, pe frații care au fost acolo, i-au trimis în bibliotecă, zice, la rândul cu tare, te duci la cartea cu tare și în interior se află o sumă de bani pe care am adus-o din America, te duci și cumperi de mâncare la băieți. Ce vreau să vă spun în final, în încheiere. Am o întrebare pe care vreau să o pun. Nu mi-aparține. Întrebarea este biblică. Nu o să știți foarte bine că nu sunt întrebări proste. Numai întrebări, numai răspunsuri greșite, nu? Cel mai bine omul se cunoaște nu după răspunsuri, ci după întrebările care le pune. Întrebarea, deci nu mi-aparține, este a lui Dumnezeu. Și mi se pare extrem de pertinentă. Se referă și la nivel de institut și la nivel de biserici. Nu neapărat la locație. Nu neapărat din punct de vedere cantitativ la numărul membrilor sau ceva de genul acesta. Și întrebarea sună astfel, Eremia 13, 20, a doua parte a versetului. Unde este turma care ți-a fost dată, turmă de care erai așa de mândru? Mă gândesc la întrebarea asta și aș vrea să ne gândim cu toții și Domnul să ne binecuvânteze. Nu uitați, valoarea unui lucrător, unui predicator, nu o dă specialistul, chiar dacă e doctor și așa mai departe. Valoarea de publicul. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să fim eficienți și să lucrăm pentru Domnul. Amin. Chiar dacă nu ne-am așezat de multă vreme jos, vă invit totuși să ne ridicăm în picioare ca respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că vreau să citesc câteva versete din Faptele Apostolilor, capitolul 22, începând cu ultima parte a versetului 2 și până la prima parte a versetului 7, pagina 1085 în Biblie. Și Pavel a zis, eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamăruntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteți și voi toți azi. Am prigonit până la moarte această cale, am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo ca să fie pedepsiți. Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată pe la miază a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Am căzut la pământ și am auzit un glas care îmi zicea, amin. Vă invit să ocupați locurile. Am învățat din Cartea Sfântă a lui Dumnezeu că poporul lui Dumnezeu
din când în când se oprea să-și rememoreze trecutul. Bunoară, pe vremea lui Iosua, omul acesta pe care Dumnezeu l-a pus în fruntea poporului după Moise, asta ce a făcut o trecere în revistă a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru poporul acesta. Dumnezeu l-a scos pe Avram, după aceea l-a ridicat pe Moise, l-a trimis în Egipt, zicea Iosua, și așa mai departe. Dacă mături istoria biblică, pot ajunge în Noul Testament, bună oară, la Ștefan, care face și el același lucru, rememorează trecutul. Dumnezeu l-a luat pe Avram, apoi l-a trimis pe Moise, apoi l-a ridicat pe David și mai târziu din sămânța lui David, Dumnezeu a ridicat un izbăvitor, un mântuitor, zicea Ștefan. Și m-am gândit la faptul acesta că e extraordinar de important din când în când să stăm să ne rememorăm trecutul, istoria. Pentru ca să știm cui datorăm prezentul. Și ziua de astăzi sau zilele acestea constituie momentul acela în care ne oprim să rememorăm trecutul, să vedem cui datorăm prezentul. Și, dragii mei, singura concluzie la care putem ajunge este că datorăm prezentul lui Dumnezeu. Datorăm prezentul lui Dumnezeu, care și-a așezat mâna lui protectoare, ocrotitoare, și-a inspirat pe anumiți oameni să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și să lucreze Dumnezeu prin ei pentru slava lui. Vreau să-L onoresc pe Dumnezeu în această zi pentru ceea ce a făcut și vreau să arăt și respect pentru oamenii lui Dumnezeu care, într-o perioadă foarte grea de istorie, s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului! Fratele Ramirez, aseară, în începutul mesajului dumnealui, ne spunea că uneori în viață trebuie să coborâm. Și era textul acela din Ieremia, capitolul 18, când Dumnezeu i-a spus lui Ieremia să se coboare în casa olarului. I-am făcut această introducere pentru că am citit în această zi din Faptele Apostolilor despre un moment în care Saul din Tars, viitorul apostol Pavel, se coboară la picioarele lui Gamaliel. Adică se duce într-un sistem de educație teologică, dacă vreți. Vreau să vă întreb, credeți că este important să te cobori la picioarele unor învățători, să faci o anumită educație teologică? Peste 800 de oameni, am auzit în raportul pe care l-au prezentat frații de la institut, peste 800 de oameni din țara asta, care acum sunt împrășteați în țară și peste otare, au trecut prin școala asta, adică s-au pus la picioarele unor dascăli, au intrat într-un sistem de educație teologică. Este important lucrul acesta sau nu este important? Dragii mei, educația teologică te echipează cu anumite cunoștințe. Cunoștințe de specialitate, dacă vreți, și Apostolul Pavel spune aici, acolo la picioarele lui Gamaliel, am învățat cu deamăruntul, adică să cunosc cu deamăruntul legea lui Dumnezeu. Adică am fost echipat cu cunoștințe. Și dacă vă uitați cu foarte mare atenție în scrierile Apostolului Pavel, veți descoperi că omul acesta citează foarte des și foarte fidel din legea lui Dumnezeu. Pentru că a învățat legea lui Dumnezeu. N-a învățat doar legea lui Dumnezeu. Omul acesta a intrat în contact și cu cultura greacă, nu vreau să insist foarte mult asupra acestui aspect pentru că nu este timp. Sistemul acesta de educație teologică te echipează cu cunoștințe, dar îți dă și un anumit mod de gândire. Te face să gândești într-un anume fel. Fiecare școală de orice tip te echipează cu un anumit sistem de gândire. Îmi duc aminte în anul 89, în primăvara anului 89, predam atunci cursul la seminar și într-o dimineață, în primăvara aceea, am ieșit din clădirea unde funcționa atunci seminarul pe Carol Davila. Când am ieșit din curtea respectivă, la poartă, era o doamnă mai în vârstă care se uita pe clădire unde era trecut numele instituției. Și văzându-mă că ies de acolo, a zis, domnule, ce e în clădirea asta? Și am zis, este o școală biblică. Și următoarea întrebare pe care mi-a pus-o doamna a fost aceasta. Bine, dar ce învață tinerii care sunt aici în școala asta? Nu uitați, era înainte de Revoluție, ocaziile să vestește Evanghelia public erau foarte reduse, n-aveam posibilitatea să ieșim public cu evangelizarea. Am simțit că Dumnezeu îmi deschide ușa să fac evangelizare. Și am început să-i spun acestei doamne despre ce credem noi și ce învățăm în școala aceea. Că noi oamenii suntem toți păcătoși, căzuți de la harul lui Dumnezeu,
că Dumnezeu ne iubește așa de mult încât la vremea potrivită l-a trimis în lumea noastră pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos. Și am început să-i spun că noi oamenii l-am primit rău pe Fiul lui Dumnezeu, pe darul lui Dumnezeu. L-am luat, i-am pus cununa de spini pe cap, l-am pus pe cruce. Când îi descriam cu lux de amănunte scena asta de la Calvar, am văzut că femeia asta începe să plângă. Și a zis, săracul de el, ce milă mi de el. Observați diferența de gândire a acestei doamne de pe stradă față de diferența de gândire cu care am fost noi echipați când am citit Biblia sau am învățat în școală. Că Iisus Hristos n-a venit în lumea aceasta ca noi să-i plângem de milă. A venit în lumea aceasta ca în El să vedem dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu pentru noi. Și că în El este mântuire pentru sufletele noastre. Deci școala, educația teologică te echipează cu cunoștințe și cu un mod de gândire. Dar te echipează, dragii mei, și cu o preocupare pentru viață. Bine, te echipezi cu cunoștințe. Ai un mod de gândire. Dar ce faci în viață? Vreau să vă întreb, perioada asta când Pavel s-a coborât la picioarele lui Gamaliel, a intrat în acest sistem de educație teologică, l-a pregătit pe omul ăsta pentru viață, să facă ceva în viață. Ce ziceți? Păi tot ceea ce a urmat și tot ceea ce citim aici a fost rezultatul a ceea ce a făcut el atunci, a învățat acolo. O râvnă extraordinară pentru datinile străbune. Mă grăbesc pentru că timpul a trecut și nu vreau să depășesc foarte mult reperul oral pe care l-am primit, dar vreau să vă spun că omul acesta, după ce a fost în această instituție de educație teologică, la picioarele lui Gamaliel, într-o zi trăiește o experiență. Și spune Sfânta Scriptură, vreau să redau de aici, din relatarea lui Pavel, pe când eram pe drum spre Damasc, am căzut la pământ. Unde era acest la pământ? Jos. Dar știți unde era el? De fapt, era la picioarele Domnului Iisus Hristos. Sunteți de acord? N-a fost destul că omul acesta s-a coborât la picioarele lui Gamaliel. Într-o zi în viață a fost nevoit să coboare la picioarele lui Hristos. Și mesajul pe care vreau să-l împărtășesc foarte repede, în câteva minute, este acesta. De la picioarele lui Gamaliel, la picioarele lui Hristos. Pentru că în orice instituție teologică din lumea asta ai fi, nu doar la ITP, în oricare instituție, trebuie, dacă ai ieșit de acolo, să te cobori și să stai toată viața la picioarele lui Hristos. Sau nu credeți lucrul acesta? Ei, vreau să încerc să spun trei lucruri de ce e foarte important de la picioarele lui Gamaliel să treci la picioarele lui Hristos. Când a căzut la pământ, spune Sfânta Scriptură, am auzit o voce care a început să vorbească și din momentul acela începe lecția lui Pavel la picioarele lui Hristos. De ce este foarte important să intri în școala aceasta la picioarele lui Hristos? Pentru că acolo, dragii mei, școala aceasta înseamnă clarificare. Știți, fiecare absolvent de instituție teologică, sau aproape fiecare, iese din școala aceasta de educație cu ideea că sunt foarte clare toate lucrurile. Așa ieșit și Pavel de la picioarele lui Gamaliel. Și știa că Dumnezeu este unul, că așa învață legea. Știa că Dumnezeul acesta trebuie să fie iubit mai presus de orice, că așa învață legea. Și că Dumnezeul ăsta trebuie slujit cu toată puterea. Și cu sistemul acesta, foarte clar în mintea lui, apostolul Pavel sau Saul din Tars, înainte de a fi apostolul Pavel, începe să slujească lui Dumnezeu. Când ajunge la picioarele lui Hristos, dragii mei, descoperă niște lucruri care îi fac o anumită clarificare, și anume că el are lipsuri în cunoaștere. Nu le cunoaște chiar pe toate. Oricât de bun ar fi instituția teologică. Ascultați-mă bine. Când ești în instituția teologică, nu le cunoști chiar pe toate. Trebuie să te cobori la picioarele lui Hristos să vezi care ți sunt lipsurile din cunoaștere. Ce ți lipsește? Ei, zice Pavel de acolo, zice Saul din Tars de acolo de jos, bune, cine ești? Adică,
Am această lipsă în cunoaștere, nu știu cine ești. Apoi următoarea întrebare, ce trebuie să fac sau ce vrei să fac? Spune-mi că am și golul ăsta în cunoaștere, nu știu ce trebuie să fac. Deci, mai, într-o instituție teologică, auzim foarte multe lucruri despre Iisus. Cine este Iisus? E adevărat. Că a fost om și apoi s-a îndumnezeit nu știu când. Că a fost aparent om, dar a fost Dumnezeu. Că a fost și Dumnezeu și om. Și începem să învățăm toate teoriile care au circulat în istoria asta creștină despre Iisus Hristos. Și când ajungi acolo la picioarele Domnului, îți clarifici că El nu este nici înșelătorul de care ziceau fariseii, nu este nici aparent Dumnezeu, nu este nici doar om sau om care s-a îndumnezeit cine știe când, El este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat. Și că stă într-o lumină de care nu poți să te apropii. Asta a descoperit Saul din Tars atunci. Dragii mei, nicăieri ca la picioarele Domnului Iisus Hristos nu-ți clarifici lucrurile, nu-ți descoperi lipsurile. S-a dus tânărul bogat la Domnul Iisus Hristos și plin de sine, ca unul care știa legea. Într-un final, când Domnul i-a spus trebuie să păzești legea, a zis, am păzit-o din tinerețe. Ce mai lipsește? Recunoașteți că a fost nevoie să meargă la Domnul Iisus Hristos să descopere ce mai lipsește? Recunoașteți asta? Sau spune Sfânta Scriptură că într-o seară, spre noapte, sau noaptea, un învățător al legii s-a dus la Domnul Iisus Hristos și a zis, învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că dacă n-ar fi Dumnezeu cu el, cu tine n-ai putea face lucrurile astea. Și a zis, Domnul, trebuie să te naști din nou. Bine, dar cum se poate face lucrul acesta? Că sunt un bătrân. Și a zis, Domnul, tu care ești învățătorul lui Israel, nu știi lucrurile acestea? Adică trebuie să te duci acolo să descoperi ce goluri ai în cunoaștere. Dar un alt lucru care se clarifică, dragii mei, este următorul. Competența umană este departe de descoperirea lui Dumnezeu. Apreciez pe toți profesorii care sunt în această instituție de învățământ. Oameni competenți. Și vreau să vă spun, Gamaliel era un om competent, că de aceea îl respectau conaționalii lui. De aceea atunci când el a luat cuvântul și a zis, nu-i omorâți pe oamenii aceștia, că dacă lucrarea vine de la Dumnezeu, nu o puteți opri. Dacă nu vine de la Dumnezeu, se nimicește singură. A fost ascultat. Era un om competent. Pavel însă a aflat că descoperirea lui Dumnezeu este dincolo de competența umană. Și a scris el mai târziu galatenilor și a zis, Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească. Că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci am primit-o prin descoperire dumnezească. A bine, fratele Rău, puteți zice, astea-s de domeniul trecutului, dar nu mai credem în descoperire dumnezească? Mai credem sau nu mai credem? Mai târziu, Pavel scrie Efesenilor și zice așa, rugați-vă pentru mine ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, adică Dumnezeu să-mi facă descoperire. Ei, dragii mei, am învățat multe în școală, de la oameni competenți și slăvesc pe Dumnezeu pentru ei spune lucrul acesta încă o dată. Dar când Dumnezeu îmi face o descoperire din cer, asta este dincolo de orice competență umană. Ce se mai clarifică, dragii mei, acolo la picioarele Domnului este că o cunoaștere din auzite este departe de cunoașterea personală. Ce ziceți? La picioarul lui Gamaliel, omul ăsta care a învățat legea, a știut ceva, a auzit ceva despre Mesia? Profețiile din Vechiul Testament vorbeau despre Mesia. În societatea în care a trăit el, a auzit ceva despre Iisus? Cu siguranță că a auzit despre Iisus, nu? Din auzite știa ceva despre el. Dar vreau să vă întreb. N-a fost cumva altceva atunci când l-a cunoscut în mod personal? Decât din auzite. Ce ziceți? Frații mei, surorile mele, cunoașterea personală te înzestrează cu cel mai puternic argument care poate exista vreodată și acela se numește experiența personală.
După ce l-a întâlnit pe Domnul pe drumul Damascului, zice Sfânta Scriptură, zice Cartea Faptele Apostolilor, dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul. Asta din Biblie, din ceea ce a învățat din Scriptură. Dar alta este să spui, omul ăsta despre care citesc aici în Biblie, Iisus, care este Mesia, s-a oprit într-o zi în dreptul meu și mi-a vorbit. I-am auzit glasul. Am văzut strălucirea lui. Nu vi se pare că este altceva argumentul acesta al experienței personale? Vă duc mai departe, al doilea lucru pe care vreau să-l spun, care se petrece la picioarele Domnului în școala aceasta, școala aceasta este transformatoare. Recunoașteți că într-un fel a intrat Saul din Tars în școala care se cheamă la picioarele Domnului și altfel a ieșit? A intrat arogant în școala asta? Că doar terminase educația teologică la picioarele Gamaliel, care era nepotul lui Hilel, conducătorul uneia dintre cele două școli din vremea aceea. Nu era oricine. Și avea aroganța aceasta, avea intoleranță, nu putea să accepte pe alții care gândesc altfel decât el. E adevărat, frații mei? Așa a intrat în școala aceasta. Acum, vreau să vă spun că noi suntem foarte reticenți la schimbare. N-avem puterea să ne schimbăm, poate nici voința. Am citit despre un păstor care, foarte stresat de munca lui, foarte activ, a început să aibă dureri dese de stomac. După ce a trecut o perioadă și totul durea stomacul, s-a dus la medic și i-a spus cu ce se confruntă și medicul este așa: domnule, stomacul tău este mai deștept decât creierul tău. Dacă creierul tău nu-ți spune că trebuie să faci schimbări în stilul de viață, spune stomacul tău. Și-a luat o bucată de hârtie și a început să scrie și a zis: de 4 ori pe săptămână să mergi pe jos 5 km. Să mănânci în fiecare zi cel puțin 2 mese foarte consistente. Să dormi 7-8 ore pe noapte și nu uita, orele dinaintea miezului nopții sunt cele mai odihnitoare. A luat păstorul bucata de hârtie, s-a uitat la și a zis: domnule doctor, n-ai putea totuși să-mi dai o pastilă? Adică să mă vindec fără să fac schimbări în stilul de viață. Mă înțelegeți? Că ne-am învățat cu niște tipare comportamentale și nu vrem să facem schimbări în stilul de viață. Când te cobori la picioarele Domnului, se produce această schimbare, această transformare. Și prima schimbare, dacă vreți, pe care o spun acum, care s-a produs, a fost la nivelul credinței lui. Din orice școală, și în special din școală teologică, ești cu o anumită credință. Crezi ceva. Ceea ce ai învățat în școala respectivă. Pavel și-a exprimat foarte bine credința lui în Faptele Apostolilor, capitolul 26, unde zice așa: și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva acestui nume Iisus. Și a și făcut. Că asta credea el. E adevărat, frații mei? Credința, zice Biblia, orice tip de credință, vine prin auzire. Și m-am spus, el a auzit multe despre Iisus în societatea în care a trăit. Când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, la nivelul credinței lui s-a produs o mare transformare. Dacă până atunci credea că trebuie să facă ceva împotrivă, din momentul acela a crezut că trebuie să facă ceva pentru numele lui Iisus. Și toată viața lui s-a consacrat să facă ceva pentru numele lui Iisus. Mă înțelegeți? Dar n-a fost doar o schimbare la nivelul credinței lui, la nivelul gândirii lui. A început să gândească altfel despre Iisus, să gândească altfel despre sine. Știți ce gândea el despre sine până ce a intrat în școala asta la picioarele Domnului? După lege, neprihănit. Așa zice el, da? Ba mai gândea că tot ce face el este foarte bine. Că este apărătorul datinilor strămoșești, face foarte bine. Când a intrat în școala aceea la picioarele Domnului, a aflat că ce face el este rău. Că s-a uitat la faptele și la viața lui din perspectiva lui Dumnezeu. Dar nu doar că a trăit experiența acestor schimbări la nivelul credinței sau la nivelul gândirii. La nivelul felului în care îi vedea pe ceilalți, pe oameni. Știți, oamenii nu mai erau din momentul acesta
ca niște animale pe care să le hăituiești în toate părțile, să fugi după ei, să-i duci la pușcărie. Oamenii sunt persoane pe care trebuie să le iubești. De aceea când a scris Tesalonicenul la capitolul 2, mi se pare versetul 8, a zis așa: astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, ci și pe noi înșine, atât de scumpi ne ajunseserăți. A învățat acolo, a trăit această experiență transformatoare care a determinat să vadă în oameni ființe care trebuie iubite. Nu contează că sunt evrei, că sunt țigani, că sunt nu știu de altă naționalitate. Oamenii trebuie iubiți pentru că Dumnezeu i-a iubit în Hristos. Vreau să mă opresc aici pentru că timpul deja a trecut. Și provocarea mea pe care vreau să o las pentru studenții de la institut, dar și pentru noi ceilalți care mai de mult am trecut prin această instituție de educație teologică. E extrem de important să stăm la piciorul Gamaliel o vreme. Dar să nu uităm, de acolo trebuie să trecem la picioarele lui Hristos. Acolo ne clarificăm lucrurile, ne descoperim lipsurile. Acolo experimentăm transformări pe care nu le putem experimenta în nicio școală teologică. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze. Amin. Mulțumim fraților noștri care ne-au împărtășit aceste frumoase și adevărate cuvinte. Aș dori acum să citesc în fața dumneavoastră scrisoarea pe care fratele John Tipei ne-a trimis-o. Am vorbit cu dânsul înainte de începerea acestui eveniment. El ne adresează următoarea scrisoare. Stimați colegi, dragi studenți, stimați absolvenți ai Institutului și stimați slujitori ai Evangheliei, mi-am dorit mult să fiu împreună cu voi la această sărbătoare a Institutului, dar din motive de sănătate am fost nevoit să-mi anulez călătoria spre România pe care urma să o fac împreună cu soția mea. Chiar și de aici, de departe, în aceste zile ne oprim împreună cu voi pentru a privi în trecut la o istorie scurtă, dar binecuvântată, a învățământului teologic pentecostal în România. Sărbătorim împreună 40 de ani de binecuvântare, de călăuzire, de constantă dependență de Dumnezeu, de biruințe pe care le-am câștigat numai pentru că El, Domnul, a luptat de partea noastră. Ne oprim din mersul nostru în aceste zile pentru a ne aduce aminte de credincioșia lui Dumnezeu, care atunci când noi am fost slabi, El s-a dovedit atotputernic. Atunci când noi am fost nepricepuți, El și-a dovedit înțelepciunea. Esența sărbătorii din aceste zile este recunoașterea faptului că Institutul Teologic Pentecostal din București este ceea ce este numai prin el și tot ce este, tot ce deține, de la un campus modern până la ultimul leu din contul bancar, este de la el. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru cinstea de a fi slujit în cadrul Institutului, locul unde se formează slujitori pentru împărăția sa. Mulțumesc pentru harul de a fi lucrat mai bine de 3 ani împreună cu vizionarul Trandafir Șandru, omul care a primit de la Dumnezeu viziunea de a pune bazele învățământului teologic medicostal în România. Pasiunea lui pentru pregătirea teologică a unei noi generații de slujitori a fost imensă și contagioasă și mi-a slujit ca inspirație în toți acești ani. Am lucrat în această instituție în calitate de cadru didactic timp de 22 de ani, din care aproape 13 ani ca rector al ei. Întotdeauna mi-am simțit pe departe onorat de chemarea pe care mi-a făcut-o Domnul să-L slujesc din această postură, iar pe de altă parte nevrednic și nepregătit pentru o sarcină atât de înaltă. Înainte de vreme și pe nepregătite, odată cu îmbolnăvirea gravă a lui Trandafir Șandru, rectorul în exercițiu la acea dată, în toamna anului 1997, mi s-a încredințat misiunea dificilă de a continua lucrarea acestuia la un moment de cumpănă în viața instituției. Aveam în fața mea 3 sarcini grele: finalizarea campusului din Bulevardul Uverturii, recrutarea de noi cadre didactice și începerea procesului de acreditare. Au fost anii cei mai grei din viața Institutului. Așa cum spune Apostolul Pavel, am fost necăjiți în toate chipurile, de
de afară lupte, dinăuntru temeri. Atunci când noi ne-am declinat competența, Dumnezeu și-a dovedit puterea și credincioșia, furnizându-ne din belșug toate resursele de care aveam nevoie pentru finalizarea construcției și eliminând toate obstacolele pe care le ridicau unii în calea acreditării instituției. Este un prilej nimerit ca în aceste zile, împreună cu voi, să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul în care a purtat de grijă lucrării sale de la ITP și pentru colegii cu care împreună am dus greul acelor zile. Mulțumesc lui Dumnezeu și pentru colegii care au condus lucrarea de la ITP după retragerea mea și care cu ajutorul lui Dumnezeu au ridicat instituția pe trepte și mai înalte. Pentru Corneliu Constantineanu, care a acreditat un program de master și a sporit vizibilitatea institutului în țară, dar mai ales în afara țării. Pentru Nelu Brie, pe care Dumnezeu îl folosește pentru a da un nume și mai bun acestei școli și pentru extinderea campusului existent. Indiferent care a fost misiunea specifică a fiecăruia dintre noi, unul a sădit, altul a udat, altul a prășit, altul a pus în îngrășământ. Dumnezeu este Cel care a făcut să crească lucrarea aceasta de la sămânța pusă de trandafir Șandru și până la copacul frumos și sănătos pe care îl vedem astăzi, o instituție acreditată, având rădăcini adânci în doctrina biblică pentecostală. Pentru toate acestea, toată slava să fie adusă numai lui Dumnezeu. Fără El, nimic nu ar fi fost posibil. Pe El îl sărbătorim astăzi. Sunt convins că și în anii care vor urma, fața lui Dumnezeu va continua să fie întoarsă spre locul acesta și că tot El va spori lucrarea și utilitatea Institutului Teologic Pentecostal în beneficiul împărăției sale. Vă doresc tuturor celor prezenți multă sănătate și binecuvântări de sus în viața de slujire. Slujitorul lui și fratele vostru în Domnul, John Tipei. Dumnezeu să-L binecuvânteze. Nu dorim să încheiem această sesiune fără să onorăm, acordând distincții din partea școlii, unor instituții și unor frați față de care școala noastră este profund îndatorată. Îl invit pe colegul Eugen Jugaru să mă asiste. Adevărul este că suntem recunoscători și datori față de toți frații. Și n-am fi greșit dacă am fi făcut câte o distinție pentru fiecare dintre dumneavoastră. Subliniem într-un mod cu totul aparte distințiile pe care le vom acorda unora dintre cei prezenți și poate mai bine de jumătate unora care nu sunt prezenți, dar care trebuie să fie onorați în aceeași măsură de noi. Întâi de toate, dorim să oferim o distinție fratelui conferențiar doctor John Tipei. Distinția pentru tărie și înțelepciune, pentru consecvența și claritatea morală dovedite în timpul activității sale didactice la ITP. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe fratele John Tipei. Amin. Acordăm apoi distinția educației în slujba cuvântului cultului creștin pentecostal din România, reprezentat prin fratele președinte Moise Ardelean, pentru contribuția la dezvoltarea învățământului teologic pentecostal. Dumnezeu să binecuvânteze cultul creștin pentecostal, Dumnezeu să-l binecuvânteze pe fratele președinte. Institutul Teologic Pentecostal acordă profesorul universitar dr. Corneliu Constantineanu distinția Speranță și Reconciliere pentru contribuția academică la dezvoltarea teologiei pentecostale românești. Fratele Corneliu, din motive obiective, nu poate fi prezent cu noi. Suntem în același duh și lucrăm în aceeași împărăție. Îl onorăm pe fratele Corneliu, care a slujit ca rector în școala noastră. Dumnezeu să-l binecuvânteze.
Institutul Teologic Pentecostal din București acordă Uniunii Pentecostale din Statele Unite și Canada, reprezentată prin fratele Cornel Avram, președintele acestei uniuni, pe care îl invităm să reia această distinție și să o păstreze în calitatea sa de președinte, distinția viziune pentru educație. Viziune pentru educație, frate Corneliu, frate Cornel, în semn de recunoaștere a contribuției la dezvoltarea învățământului teologic pentecostal. Vă dăruim această distinție împreună cu toate mulțumirile noastre. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Institutul Teologic Pentecostal acordă misiunii Genesis din Statele Unite, misiune cu care ne găsim într-un parteneriat, distinția viziune pentru educație, în semn de recunoaștere a contribuției la dezvoltarea Institutului Teologic Pentecostal Românesc. Urmează ca această distinție să fie dusă în Chicago prin frații noștri care o vor rămâna celor care conduc această misiune, această fundație. Frate Valer, vino în față. Institutul Teologic Pentecostal acordă Consiliului Director al Institutului Teologic Pentecostal, reprezentat prin președintele acestui Consiliu, distinția viziune pentru educație, în semn de recunoaștere a contribuției la dezvoltarea învățământului teologic pentecostal românesc. Frate Valer, ați fost întotdeauna aproape de școală. Lucrul acesta s-a dovedit. În calitatea dumneavoastră de președinte al Consiliului Director, vă rog să păstrați această distinție. Frate Vasile Câmpian, vă invit să veniți în față. Institutul Teologic Pentecostal din București acordă Alianței Române Assemblies of God din Statele Unite și Canada, reprezentată prin fratele păstor Vasile Câmpian, președinte al acestei alianțe, distinția educației în slujba cuvântului, în semn de recunoaștere a contribuției la dezvoltarea învățământului teologic pentecostal. Frate Vasile, vă rog să primiți și să păstrați această distinție. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Îl invităm pe fratele de Long să vină în față. Frate Emanuel, vă rog să îl asistați pe fratele de Long. Fratele de Long este un om al lui Dumnezeu care a dovedit în timp un suport constant față de educația teologică în România. Onorând lucrarea de o viață acestui bărbat, l-am întrebat de câte ori a vizitat România în perioada în care a lucrat aici, în Europa. De peste 80 de ori. Institutul Teologic Pentecostal din București oferă reverendului Lambert de Long distinția pentru viziune în educație, pentru suportul constant dat Institutului Teologic din România și educației teologice în România. God bless you, Brother de Long. Brother Ramirez, please come here. Institutul Teologic Pentecostal din București onorează The Church of God, Cleveland, cu distinția viziune pentru educație,
pentru contribuția cheie arătată față de dezvoltarea Institutului Teologic din România și, în general, a educației teologice din România. Dumnezeu să binecuvânteze Church of God. Amin. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Brother Baker. Institutul Teologic Pentecostal din București onorează Seminarul Teologic Pentecostal de la Cleveland cu distinția Viziune pentru Educație pentru contribuția cheie arătată la dezvoltarea educației teologice pentecostale în România. Dumnezeu să binecuvânteze Pentecostal Theological Seminary în Cleveland. Amin. I-am fi dorit foarte, foarte mult ca împreună cu noi în această zi aici să fie reverend doctor Lamar Vest, pe care Dumnezeu l-a folosit mult ca această școală să fie unde se găsește acum. Din motive de sănătate, dumnealui s-a retras din funcția de președinte al PTS, această slujbă fiind preluată și dusă mai departe de fratele Michael Baker, pe care îl avem în mijlocul nostru. Onorând și exprimându-ne recunoștința față de fratele Lamar Vest, îi mânăm distinția pentru conducere vizionară și pentru implicarea și contribuția arătată la dezvoltarea învățământului teologic în România. Dumnezeu să-l binecuvânteze cu sănătate și viață lungă pe fratele Lamar Vest. Amin. Am lăsat la urmă o distinție. Ea este acordată din partea Institutului Teologic Medicostal fratelui păstor Cristian Vasile Rosche. Distinția tărie și înțelepciune pentru consecvența și claritatea morală dovedite în timpul activității sale didactice la Institutul Teologic Pentecostal. Dumnezeu să dea sănătate, putere și viață fratelui Silă Rosche. Amin. Și dacă acum starea de sănătate nu i-a permis să fie prezent cu noi, când vom sărbători jubileu a 50-a aniversare, să fie aici. Amin. Cred că e bine acum să avem un moment de rugăciune în care să aducem lui Dumnezeu mulțumire pentru tot ceea ce a fost, să mulțumim pentru prezenta noastră părtășie în această sesiune, dar să chemăm binecuvântarea lui Dumnezeu și peste masa pe care o vom servi. Vă invit să stăm împreună ridicați. Îl rog pe fratele Stor Mircea Demian să înalțe o rugăciune către Dumnezeu. Frate Mircea.